Stimați tineri, noi vrem ca programul care îl avem acum să fie un program în care să vadă și cei care nu au posibilitate ca să fie în tabără. Sunt mulți tineri care sunt prinși în diferite situații și din cauza aceasta nu au reușit ca să ajungă aici, însă și numărul a făcut mai redus pentru ca să fie ca un obicei, ca în perspectivă să poată dezvolta toate aceste lucruri. Taberele sunt foarte bune pentru tineri, pentru că aici îl cunoașteți pe Dumnezeu, aici aveți timp de părtășie, aici aveți timp când puteți să vă cunoașteți unul pe altul și nu numai atât, să vă faceți noi prieteni. Era o zicală așa, «Что лучше иметь, 100 рублей или 100 друзей?» Я ему давно что сказал. «Чем я люблю?» «100 друзей». «100 друзей?» Да. Ты мне сказал 100 лей. «100 друзей по 100 лей». Садона Маймуц. Табора есть в том стиле, в котором ați văzut cu toții că avem aici cuvântul, Dumnezeu să spune, avem timp de participare și avem timp când va fi pentru întrebări și răspunsuri. Așa că aș dori ca să cerem binecuvântarea Domnului, să-L chemăm pe Domnul, ca Domnul să ne binecuvânte adunarea dintre acest moment, iar după aceasta vom avea cântarea Tu ești stâncă, da? Prima. Bine, ne ridicăm pe picioare și cerem binecuvântarea Domnului. Thank you.
încă de la început de dimineață, am vorbit despre noul început care putem să-l avem într acest an și s-a vorbit de aceea că totdeauna cât omul este viu, are posibilitate ca să o ia de la început. Are posibilitate ca să scrie pe o foaie curată. Anul acesta Dumnezeu ne-a dat din nou această posibilitate să închidem tot ce a fost în trecut și din nou să scriem lucruri frumoase. Unul dintre lucrurile frumoase care trebuie să scriu este respectul, cinstea față de părinți. Așa că Dumnezeu să-i ajute pe fiecare dintre noi. Dacă vom cinsti părinții, Dumnezeu ne va binecuvânta. Ne va binecuvânta într-un mod deosebit. Și am spus că chiar de acum când mergem acasă, părinții să simtă lucrul acesta. În anul în care am intrat, să poată vedea că noi suntem cu alte atitudini, cu lucruri schimbate și să vadă că noi suntem mai maturi, având în fața noastră decizii care le-am luat ca părinții să se bucure în urma noastră. Poftim o altă cântare care aveți. După cântarea aceasta, fratele Ionel, avem în mijlocul nostru, el să aibă un cuvânt de salut. Călătorul măreț? Creatorul măreț. Poftim. Aveți cântarea Creatorul măreț? Are pe jos să după asta să vă pregătiți de la slobozia o participare a poeziei și cântare. Și aceasta este un nou început, iar tema asupra căreia doresc eu ca să cugetăm împreună este mântuirea, un nou început. Pentru aceasta am să dau citire unui loc de la 2 Tesaloniceni 13, 1 cu 13 în jos. 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 13 în jos. Noi însă, frați preiubiți de Domnul, trebuie să mulțumim pentru totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit, fie prin Vebrai, fie prin epistola noastră. Și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat, prin Harul Său,
o mângâiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Amin. Amin. Vreau să atragem atenție mai întâi la versetul 13, unde este scris așa, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. A fost un moment când Dumnezeu, sau este un moment și continuă să fie, când Dumnezeu în rândul fiecăruia, pentru fiecare în parte, alege un moment când cheamă pe om la mântuire. Apostolul Pavel ne reamintește lucrul acesta, că mântuirea pentru noi a fost și este un nou început. Odată ce ne considerăm mântuiți, nu mai putem, nu mai avem acest drept ca să spunem că trăim așa cum am trăit până acum. Iar mântuirea este un proces. Mântuirea nu s-a făcut odată pentru totdeauna. Mântuirea, de fapt, se poate dispus că este cam așa. Am fost mântuiți în ziua când ne-am întors la Dumnezeu, suntem mântuiți astăzi și vom fi astăzi pe pământ și vom fi mântuiți cu Domnul în cerul veșniciei. Și mai putem să împărțim în trei etape mântuirea, și anume atunci când am primit iertare, apoi în ziua când ne-am pocăit, când ne-am întors la Dumnezeu, apoi transformarea, schimbarea pe care a făcut-o Dumnezeu în noi, și apoi urmează un proces lung până la sfârșitul vieții noastre, care se numește Sfințire. Dumnezeu ne sfințește, ne ajută ca mai mult să ne apropiem de El. Și aici este scris, mântuirea se face prin Sfințirea Duhului și prin credința adevărului. Acestea sunt două temelii pe care mântuirea noastră poate să continue, poate să persiste, pentru că mântuirea trebuie să continue în viața noastră până la sfârșitul vieții noastre pe pământ. Și Apostolul Pavel ne reamintește faptul că această mântuire este un dar din partea lui Dumnezeu, în versetul 13, pentru că fraților spune aici, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu, căci de la început v-a ales. Dumnezeu ne-a ales pe noi, a făcut o ofertă pentru noi, această mântuire pe care, de fapt, nu noi am meritat-o sau nu cumva noi ne-am câștigat-o. Apoi, totodată, El ne cheamă la această mântuire. Ne cheamă să o primim în versetul 14, pentru că este scris, iată la ce va chema El prin Evanghelia noastră. Să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Mântuirea este, de fapt, posibilitatea noastră de a căpăta slava Domnului Iisus Hristos. Slava aceasta este acea slavă pe care am pierdut-o prin Adam, atunci când am căzut în păcat, după cum știm bine lucrul acesta, iar prin Domnul Iisus Hristos noi putem să recăpătăm această slavă. Și prin mântuire, Dumnezeu ne cheamă până la aceasta. Iar versetul 15 ne spune să păstrăm mântuirea. Odată ce am primit-o, să o păstrăm, deoarece în felul acesta ea poate să-și mențină rostul ei. Adică, continuând să rămânem în a ține învățăturile, a ține tot ceea ce ține din mântuire. Și Apostolul Pavel spune că rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit, fie prin Viu Grai, fie prin epistola noastră. Anume, mântuirea trebuie să o ducem până la capăt, după din cât scrie și aici. Iar în versetul 16 și 17 totodată, ne reamintește că însuși Domnul nostru Iisus Hristos este Cel care ne ajută, ne întărește ca noi să ne ducem mântuirea până la capăt. Însuși Domnul nostru Iisus Hristos este scris și Dumnezeu Tatăl nostru ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde. Să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Adică, îndemnul care mi-a spus dat aici, odată ce Dumnezeu ne-a oferit mântuirea, odată ce El ne-a chemat la mântuire, odată ce ne spune să păstrăm mântuirea, ne reduce aminte faptul că El însuși ne întărește, ne ajută la aceasta, nu suntem singuri și El însuși este de partea noastră, Cel care e gata să ne ajute, e gata să ne mângâie inimile, ori de câte ori suntem atinși sau suntem afectați cumva de tulburare sau de orice altceva,
Și Domnul Iisus Hristos împreună cu Tatăl este gata întotdeauna să ne întărească în orice lucru și în orice cuvânt bun, ca să ne putem duce mântuirea până la capăt. De aceea, îndemnul nostru, îndemnul meu pentru fiecare dintre noi și pentru mine este ca mântuirea la care ne cheamă Dumnezeu, fie că am primit-o, să o păstrăm până la capăt, punându-ne încrederea în Dumnezeul nostru, sau să vedem cât de minunat este Dumnezeul nostru oferindu-ne această mântuire și să luăm seama la lucrul acesta, să primim și noi mântuirea Lui și să ne bucurăm împreună cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus Hristos, o veșnicie întreagă, de slava, care este scris slava Domnului Iisus Hristos, care a fost până la crearea Pământului și care va fi în veșnicie împreună cu toți credincioșii săi. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Amin. Mi-e dor de ziua răsplătirilor senine, când cerul și pământul vor fugi, când față în față îl voi vedea pe rege și slava mirele voi privi. În urmă fi vor ani de suspine, dureri și lacrimi, plâns și vreme grea, și voi adânci și ciopuri frânte în vreme, le vom uita atunci în slava sa. Coroana ce-o primi eu va fi în slavă și numele său sfânt pe noastre frunți, și nici o lampă, nici o lumânare nu va mai lumina vreodată atunci. Căci nerul însuși fie Evanghel lumina și într-o chiparea străluciei în har și fiecare credincios al tierii. Își va găsi atunci supremul dar. Te aștept, o cer, aștept să intru în tine, căci niciodată dorul n-a mai fost mai greu decât ca azi, când valea de suspine mi-o ușurez prin veacul de dureri. Te aștept și noi puteam mai spune, te aștept mai mult, te aștept gândind la tine și nu uita nici când că în asta vreme mi-ai dat un de sus un strop de har senin. Amin. Amin. Thank you.
doresc să vă împărtășesc eu cu un cuvânt scurt pentru adunarea aceasta. Citesc de la trimiterea lui Pavel către Tit, capitolul 2, versetul 11 și 12. Căci harul lui Dumnezeu care i-a adus și mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și ne învață să rupim cu păgânătatea și poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătaie, dreptate și evlavie. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Dumnezeu din partea Lui a făcut tot posibil ca oamenii să fie mântuiți. Și noi, împreună cu toți oamenii, cei care am crescut în familii de credincioși, am crescut în biserică, să avem mântuire prin harul lui Dumnezeu, prin bunătatea lui Dumnezeu, prin mila Lui. Și harul acesta, bunătatea aceasta care și-a arătat-o Dumnezeu față de fiecare din noi, ne învață să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Dacă merge vorba că Dumnezeu ne iartă, Dumnezeu ne curățește, toți oamenii sunt de acord. Da, vin la Hristos, Doamne, iartă-mă, te rog. Dar a doilea pas, harul ăsta mântuitor pentru toți oamenii, ne învață să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Am o spune întrebarea pentru mine și pentru tine. Noi, eu și tu, am făcut pasul acesta sau nu? Am rupt-o noi cu păgânătatea și cu poftele lumești. Sau poate mergem la adunare, cântăm în cor, poate mai luăm parte la o lucrare, o ecaie. Da, ne place păgânătatea și poftele lumești și mai trăim în felul lumii. Ce să ai în vedere? Păgânătatea. Păgânătatea, cei ce fac păgânii, cei ce nu coincide cu Evanghelia, ei mult gâcesc, descântă, fac farme și... și câteodată îți pare că, dar nu între creștini, nu poți fi așa ceva. Ba da. De ce? De ce apare? De atât dacă noi, care am crescut în familie de credincioși, am crescut în biserică, noi nu suntem născuți din nou, noi suntem când creștem păgâni. Păgâni, prăpădiți. Numai coleacă mai frumușei față de cei din lume. Și e păcătuiesc deschis, dar ăștia care au crescut în familie de credincioși, păcătuiesc, dar mai pescuns. Nu trebuie să vadă la suprafață. Dar nu te-ți păgâni. Atâta timp cât tu iubești păgânătatea și poftele lumești, ești păgân din tot. Poftele lumești. Ce înseamnă poftele lumești? Totul ce este legat de partea opusă. Băieții cu fetele. Poftele lumești. Încă ne aduc aminte din tinereața mea, pe noi ne învățau și din familie, din biserică, că băieți cu fetele nu trebuie să aibă nimic comun, nu trebuie să așadă într-o bancă, nu trebuie să șadă pe un pat, nu trebuie să atingă unul de altul. Așa ne învățau și așa s-o băteau părinții noștri, că e bine și frumos. Și a trecut o bucată de timp, eu nu știu în ziua de astăzi cât e de actual ce ne-a învățat atunci părinții noștri, cum vă învață pe voi cu părinții voștri, dar cuvântul rămâne cuvânt, așa, e schis, s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, înseamnă că pericolul acesta, cum a fost cu 50 de ani în urmă, așa este și astăzi, și dacă vă mai fi de astăzi pământ, pericolul acesta ar fi. Ar fi și pentru cei tineri, și pentru oameni mai în vârstă, pericolul acesta există. Poftele lumești. Așa, curatnică, băieții și fetele caută să mai apropie unul de altul, dar ca când ar fi așa, parcă pe nevrochi. Măcar cotul ăla să o atingă sau, eu știu, cu umor așa, pe la piept, vrea să-i pui ceva la urechi, ca să nu mai audă alții. Poftele lumești. Dar așa, frumușel făcut ca să nu bată la ochi.
Asta când e în adunare, când e în public, dar de când iese seara, nu cu gânduri rele, nu cu gânduri bune, iese să... Nu se întrebe lecțiile de acasă, că nu au faptat la școală și... de vicinul ei se întrebe lecțiile de an, cine a dat la matematică, cine a dat la fizică și... Și atent acolo, când scăunel la poartă, discute. Și cu cât mai dai în tunică, cu atât mai aproape să apropie de mii frigii și poftele lumești. Și bine dacă are el un pijac și-a dezbrăcat și i-a dat ei pijacul cu nugheță, dar cum că e să ai el, deși din jur, oricum. Da, da, ea care este poftele lumești care îi spui chestii să o rupi cu dântele. Este păgânii așa trăie, dar te uiți și băptiștii care au crescut, ori așa ceva în ziua de azi, nu se întâmplă. Se întâmplă. Se întâmplă și în ziua de azi așa ceva. Chiar și în tineriața mea, am avut un prieten bun, un conducător bun, un muzicant bun, care muzicant așa, cu talent, și ne-am gândit noi ca să fie un regent de treabă și totodată și un predicator bun, poate slujitor la biserică. Și avea capacități bune și purtarea era destul de așa, cuvincios. Și peste un timp a care l-a expus în biserică pentru cuvie. Și eu m-am întâlnit cu Dânsul și l-am întrebat, cum am putut să întâmple lucrurile? Eu te-am știut întotdeauna așa, așa, băiat, cum cu asta, cum a putut să întâmple lucrurile astea? Și el a zis că, măi, frate, nici nu știu cum s-a întâmplat, dar s-a întâmplat. Băi, dar din ce s-a tras lucrurile astea? El zice, frate, cred că de atâta că n-am vedeat. N-am vedeat. A zis că o colegă de clasă, tot ca când, așa, credincioasă, dintre credincioși și... Tot vine seara să-i întrebe lecțiile. Ba ea când a fost la școală, ba a fost la școală, dar nu știe ea care zice un exercițiu la matematică sau la geometrie, cum se facă. Dar, zice, nu-i rușine să intru la voi în casă, dar hai la poartă și ne lămurim. Și ieșesc eu la mărit și tot, dar el se vede că avem mai mult decât lecții la matematică. Mai avea ceva în prânsă. Dar el nu s-a priceput deodată. Și, ei bine, deodată, cum să faci lecțiile să scrie acolo, trebuie să faci, când se vede. Dar pe urmă vine tot mai târziu și, dar n-ai o volantieră, și la luminat, și așa, și lumina, și așa, și băga în suflet la dântul, și pe urmă, bă, era ei fric și trebuia să-i dea o haină, și la așa, pentru că nu era haină și trebuia să cumva în cameșă sau în cofta lui să o învălească și... Așa i-a spus eu unul de altul și el zice, nici nu știu cum, n-am avut în gând niciodată să fac ceva nebunie. Eu am avut în gând să-i slujesc cu Hristos, să mă păzesc, dar nici n-am observat cum și am început să mai cuprind, să mai netizesc și am trecut mintea și ca un animal care fără minte m-am trezit când am făcut trăsnaia. Și dacă am făcut trăsnaia, m-am dus și am spus la slujitor, ia că și-am făcut și m-a expus de la biserică. Și dacă m-a expus de la biserică, au trecut mulți ani și nu s-a mai restabilit ca creștin. Nu s-a mai restabilit ca creștin. Nu știu care e pricina. Mai sunt alte cazuri când cineva a căzut într-o prăpație sau în alta, dar s-a trecut o bucată de timp, s-a pocăit, s-a restabilit. Dar iată sunt unele cazuri când omul nu se mai restabilește și e așa, nici cu ei, nici cu morții, deși, fiindcă la un moment dat nu ruptă cu păgânătatea și cu poftele lumești. Aici trebuie să rupi, așa, fugi poftele tinereții, nu că, ei, o lecuță așa, pe lângă dânsul, nu știu ce acolo, așa ia, că când ai și, parcă, din întâmplare, nu știu ce acolo, fugi poftele tinereții, rupe cu păgânătatea. Când la Iosif a fost în Egipt, în casa la Potifar, când femeia aceea
distrabolată toată, la nina, la nina, el a lăsat haina și a fugit. Și a scăpat. Deci, așa ne învață Harul Domnului. Să rupim cu păgânătatea și cu poftele lumii și mai departe să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Cu cumpătare. Asta e omul cumpătat, fie bărbat, fie femeie, tânăr sau tânără, cumpătat, adică dispărțit de poftele firii pământești. Tot ce se face prin jur, haine și fel de fel de lingerie și fel de fel de născoșiri, că să vă fie mai ademenitoare sau să ademenească pe cineva sau să atragă poftele și privirile. Tot asta sunt poftele firii pământești. Tot asta e păgânătatea. Fugi și trăiești cumpătat, adică dispărțit de lucrurile astea. Unde te duci lucrurile astea? Unde te duci? Te duci pe viitor oamenii care se trăiesc. Da, cu tine cumva ești căsătorești. Dar nu mai au viață, dar nu mai au binecuvântare. Și trăiesc ca mânsă cu câinile și trăiesc cu pământul în ea. Doamne, ferește să ajungă cineva din voi la așa nivel. Ne învață să rupim cu păgânătatea și poftele lumești și să trăim cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Să vă gândiți întotdeauna cum să trăim în dreptate înaintea lui Dumnezeu. Cum să trăim în evlavie? Evlavia asta o închinare plăcută lui Dumnezeu. O închinare corectă. Nu așa cum am văzut eu prin prejur, fusta tot mai scurt, mai scurtă, purtare tot mai lumească și mai lumească și vorbirea tot așa cu două sensuri. Că nu știi, nu înțelegi, că e credincios, că nu e credincios, că și vrei el de la tine, îți spune așa niște întrebări, că te gândești vreun nevânt, băi, el trece cu haiul cu hotul. Mă scurat, dar suntem cu așa, chiar și de ăștia care cresc printre credincioși. Și apoi vin să mărturisesc și frate Serioșa, am fost, măi, da, am călcat alături, dar noi n-am ajuns la păcat. Păi, dar cum? Dar și-a ținit să vă mărturisiți dacă voi n-ați ajuns la păcat? Ei, înțelegi, frate, nu ne pare rău, ia că m-am ostrit cu ești, dar n-am ajuns la păcat. Dar până unde ai ajuns, băi? Până unde ai ajuns? Ai zis păcatul, da. Ai cuprinsă din cap în încioare, da. Ai sărătoasă din cap în încioare, da. Ai mai făcut ceva, da. Păi, așa, asta nu-i păcat, băi, dar Hristos a spus, te-ai uitat cu plăcerea și precurvii, băi. Și tu atâtea nebunii ai făcut și tu n-ai ajuns la păcat. Tu ce mai gândești? Tu nu ești gata de mărturisire, băi. Tu ești păgân în suflet. Ți-i îți place păgânătatea. Tu n-ai lucru cu păgânătatea. Alt caz, s-a venit un tânăr și s-a mărturisit chiar, frate, îmi pare rău că am păcătuit. Și cu cine? Cu sora cu tare. Și când am chemat-o și am întrebat-o cu sora și mărturisirea. Hei, frate, nu! Nu, eu n-am avut păcat. Cum n-ai avut păcat? Dar el plânge și tot mă bășește că chiar că o păcătuit. Frate Serioza. El s-a făcut cu șefii lui Dumnezeu, n-am primit nimic. Șapte. Eu n-am ajuns la păcat. Minte stricată, păgânătate. Asta mie pe la biserică, la baptiști, să vedeți în crede. De aici, ca noi. Deși se întâmplă lucrurile astea. Nu a rupt-o cu păgânătatea și cu poftele lumești. Nu a tăiat așa și vrei zărit la o parte și eu. Dacă vrei să fii credincios, fii ce aia fi. Dacă îți place lumea, du-te în gunoi și ala, du-te în glodul și ala. Te vălește că pur și ala. Fă-te că fiu și ala risipitor, du-te risipitor, așa e ea. Să fiu mă dacă te-ai pocăit, e mă. Rupe cu păgânătatea, vină la Harul Domnului, el te iartă. Dar rupe cu păgânătatea și nu mai trăi în felul și ala. Dar acum se trăiește în cumpătate. În dreptate, cu evlavie. Dacă ești credincios, fii credincios. Dar dacă îți place și lumea și biserica, nu se primește. Și aici o leacă, și acolo o leacă, nu se primește. De ce, estimați tineri? Harul Domnului s-a arătat, care a dus mântuirii pentru toți oamenii. Dumnezeu ne-a dat posibilitatea ca să fim mântuiți. Aici depinde de noi. Dacă ne-am apropiat de Dumnezeu, ne-am pocăit, și încă n-am rupt-o cu păgânătate. Ne învață să o facem alt pasul acesta. Să rupim cu păgânătate, cu poftele lumești, să rupim, terminăm câte lucrurile astea. Și mai departe, dați prin cumpătați.
cu dreptate și cu evlavie. Și atunci, mai departe, scris așa, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Deci oamenii care ruptă cu viața lumea, cu păgânătate, cu poftele lumești, ei îl așteaptă pe Hristos cu triumf, cu bucurie, că repede vine Hristos și vom avea parte din împărăție. Dar și oamenii care nu ruptă cu păgânătatea, e așa, când au devenirea lui Hristos, tot mai strașnic. Of, aș mai fie să mai trăiesc. Dar pentru ce să mai trăiești, băi? Tai, îmi place distracția. Băi, dacă te duci în iad. Ei, și nu știe, și iad, urmă, și, da, da, asta tai, îmi place. Fetele frumoase, băieții cu barbă, sau mai știu și acolo. Ei, ar nu știe, toate lucrurile astea, spăgânătate. Vrei să ai parte din mântuire? Rupe-o! Altfel nu poate fi. Dumnezeu să ne ajute la aceasta și El să fie slăvit în veci. Amin. Cred că ați înțeles ce înseamnă să o rupi cu păgânătatea. Eu vreau ca să cântăm frații în pregătate de țară, o cântare foarte frumoasă. Cântarea, iată, este dealuri bunul de un păstor. Iată așa e de aici, el poștii la gitară, da? Da. Poștii la trompetă. Da. Scriți-vă rog toți frații aici. Iată-l peste dealul, bunul meu păstor. Are pe joc. Dar o cântăm de toată inima ca surorile se poată vedea și nu numai surorile, dar cine o să mai audă cântarea se poate admira un lucru frumos. Și fiecare de gândit la cuvintele care sunt în cântare, pentru că fiecare dintre noi suntem cei pierduți care avem nevoie de Dumnezeu. Să propun ca să ne ridicăm în picioare și să cerem binecuvântare. Ne rugăm Domnului. Stăpâne Doamne al Cerului și al Pământului, îți mulțumesc foarte mult că am această frumoasă ocazie să fim în locul acesta, în mijlocul tinerilor. Te rugăm, Doamne, să binecuvântezi și ora care ne stă în față. Dorim foarte mult ca Harul Tău să fie peste noi toți. Dorim mult ca să vorbești inimilor noastre și să ne ajuți pe noi ca cei ce vom auzi să rodească în inimile noastre ascultare, să rodească în inimile noastre credință. Binecuvântează-ne pe noi ca să ne apropiem tot mai mult de Tine. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Amin. Preaiubiți, pentru mine este o cinste deosebit ca să fiu în mijlocul vostru. Mulțumesc foarte mult fraților care m-au invitat la această frumoasă părtășie. Vreau să vă spun
iată, stăteam și ascultam pe fratele Sergei Vasilici când își prezenta mesajul său sau, de fapt, subiectul acesta atât de actual pentru tineri și anume cum să găsești o soție sau un soț după voia lui Dumnezeu ca să nu dai greș în privința aceasta. Știți ce m-a marcat mine foarte mult? Primul lucru ce m-a marcat foarte mult este ascultarea voastră. Atenție de care ați dat dovadă. Mă gândesc oare dacă ceea ce voi prezenta eu deci va avea așa un impact ca și voi să mă ascultați cu atâta atenție cum l-ați ascultat pe fratele care era înaintea mea. Fraților, cu adevărat este un lucru extrem de important. Dragi tineri, în alegerea partenerului de viață, cu adevărat trebuie foarte multă atenție. Am auzit odată o întâmplare și cu asta probabil să încep mesajul care vreau să-l prezint cu o scurtă ilustrație. Am auzit despre un întemnițat al lui Hristos care avea o soție foarte credincioasă, o soție extraordinară. Fratele acesta a fost întemnițat pentru Domnul Iisus Hristos, a fost trimis foarte departe de familie și soția lui avea ocazie ca de fiecare dată să-i aducă câte un pachet de produse alimentare. Și îi spune că de fiecare dată când îi făcea o vizită acestui frate, soția, gardianul era ochi și urechi, adică urmărea cu mare băgar de seamănă această întâlnire. Și la un moment dat el n-a mai rezistat și l-a întrebat pe acest frate, de unde ai găsit așa o soție? Uite, care sunt, în ce constă secretul că ai găsit așa o soție binecuvântată? Știți că spune așa Biblia, că cine a găsit o soție bună, acesta a găsit o mare avere, o mare comoară. Și el a spus așa un lucru, că știi că înainte ca să intru în viața de familie, înainte ca să mă căsătoresc și vreau ca acest lucru să fie și nu doar pentru tineri, nu doar pentru frați, dar și pentru surori. Atunci când am intrat în viața de familie, am postit 3 zile și 3 nopți. M-am urcat fierbinte Domnului ca Dumnezeu să-mi dăruiască viitoarea soție. Și după aceasta acest gardian a stat puțin și a meditat și a spus, uite, acum înțeleg. Uite, pentru că eu n-am postit 3 zile și 3 nopți, acum postez toată viața. Dar tu, pentru că ai postit, iată, ai parte de așa o soție binecuvântată. Deci, ca să nu postești toată viața, ce trebuie să faci? Trebuie să postești înainte de asta. Trebuie să te rogi, să aduci această problemă, această întrebare înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, numai decât, va aduce soluția. Dragi tine, știți la ce am meditat și ce aș vrea să mă împărtășesc cu dumneavoastră? Este un cuvânt din Iacov, capitolul 4, versetele 13 la 17. Voi da citire și apoi voi anunța care va fi subiectul mesajului meu. Deci Iacov, capitolul 4, de la 13 la 17. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Voi, din potrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când acum vă făriți cu lăudăroșenile voastre. Orice laudă de felul acesta este rea. Deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Dragi tineri, am meditat foarte mult pentru că suntem la început de an și apropo vreau să vă felicit pe toți cu anul nou, cu anul 2024. Doresc mult ca anul acesta să aducă, să fie rodnic pentru fiecare dintre dumneavoastră. Doresc mult ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe plan material, dar cu mult mai mult Dumnezeu să vă binecuvânteze pe plan spiritual. Pentru că asta contează cel mai mult. Lucrurile de pe pământul acesta sunt trecătoare și sunt totdeauna în proces de schimbare. Pe când lucrurile duhovnicești, ele sunt totdeauna veșnice. M-am gândit la așa un subiect, cum să ne facem noi planuri pentru anul acesta. Probabil deja mulți dintre dumneavoastră v-ați întocmit o listă de planuri. E drept? Ori nu este drept. V-ați schițat unele obiective pe care vreți astăzi sau anul acesta să le realizați. Iată, știți, am tras atenție că multe din planurile pe care le-am întocmit în anul 2023, multe dintre ele au rămas doar pe foiță. Adică n-am realizat nimic dintre ele. Mi-am propus, am depus efort,
chiar și m-am pus anumite discipline ca să le realizez, dar cu părere greu n-am reușit. Mă rog, Domnule, ca în anul 2024 poate voi reuși. Vreau să subliniez aici un lucru important. Ce ne face pe noi, oamenii, diferiți de lumea animală, este acest lucru. Și anume, prin faptul că Dumnezeu ne-a capacitat pe noi ca să întocmim planul, ca să ne facem planul. Deci, lumea animală nu-și poate întocmi planul pentru viitor. Dar noi, oamenii, iată, când ne sculăm dimineața, ne fixăm anumite lucruri. Iată, asta trebuie să fac cu tare sau cu tare lucru. Dragi tineri, cât e de important ca să întocmim așa gen de planuri, ca Dumnezeu să le aprobe, ca Dumnezeu să le aprecieze, ca Dumnezeu să le ștampineze, adică Dumnezeu să-și găsească voia sa în planuri pe care noi le-am întocmit. Știți care este cea mai gravă tragedie sau cel mai grav lucru? Este că să constați într-un moment dat că planurile pe care tu le-ai întocmit n-au fost după voia lui Dumnezeu. Adică planurile tale din potrivă au mers împotriva voiei lui Dumnezeu. Deci, iată, aici mi-am fixat câteva lucruri importante. Știți, mesajul meu l-am împărțit în două părți. Prima parte a mesajului meu, vreau să trag atenție la câteva planuri pe care le fac oamenii și care este atitudinea lui Dumnezeu față de aceste planuri. Și apoi, în a doua parte a mesajului meu, voi atrage atenție la câteva lucruri pe care le prezintă acest text, care ne vor ajuta pe noi în întocmirea unor planuri după voia lui Dumnezeu. Deci, și prima parte vreau să trag atenție la câteva planuri pe care le fac oamenii. Și care e atitudinea sau cum privește Dumnezeu aceste planuri. În primul rând, există planuri pe care le fac oamenii și Dumnezeu le distruge. Iată, există așa un gen de planuri pe care oamenii și le întocmesc. Dar știți ce se întâmplă? Dumnezeu este împotriva acestor planuri. Oamenii nu ies bute să le realizeze. Chiar la Iov, capitolul 5, versetul cu numărul 12, știți ce spune acolo? Că Dumnezeu distruge planurile cui? Oamenilor vicleni. Iată, dacă ești un om viclean, dacă ești un om fățarnic, nesincer, să știi că Dumnezeu nu-ți va permite să-ți realizezi planurile tale rele. Pentru că de multe ori oamenii vicleni întocmesc și planuri vicleni. Vreau să aduc o scurtă ilustrație în privința aceasta. Probabil cunoașteți despre un oarecare om cu numele Ahitofel. A fost un sfetnic al împăratului David. Și atât bărbatul acesta, el întocmea așa planuri sau el dădea așa sfaturi, că ele aveau așa autoritate înaltă, că erau considerate ca fiind din partea lui Dumnezeu sau ca având o sursă divină. Și atât bărbatul acesta cu numele Ahitofel a fost participantul la un complot sau la participantul la o lovitură de stat. Pentru că fiul lui David, Absalom, s-a ridicat împotriva tatălui său. Și vai de ce ești fii sau fiice care se ridică împotriva părinților, care deci au în inima lor, iată, această rebeliune, neascultare față de părinți. Tinerii aceștia de multe ori își încheie viața foarte rușinos, foarte neplăcut. Și iată, Ahitofel a fost de partea acestui complotist sau acestui răzbunător cu numele Absalom. Și știți, el a dat niște sfaturi de Absalom cum să procedeze ca să pună mâna pe putere. Și vreau să vă spun că planul lui Ahitofel a fost, de fapt, în sine, în esență, un plan foarte bun. Numai că Dumnezeu n-a permis ca să se realizeze acest plan. Deci a fost un altul acolo care au ascultat mai mult de vocea lui și atunci Ahitofel a terminat viața foarte rușinos pe acest pământ. Înainte ca să-ți întocmești planuri, drag tânăr sau tânără, știți ce trebuie să ai grijă? Să vezi în ce relație ești cu Dumnezeu. Este important aspectul acesta. Dacă ești nepocăit, dacă ești neconvertit, nu te-ai întors la Dumnezeu cu toată inima ta, atunci probabil multe din planurile tale nu vor fi după voia lui Dumnezeu. Mai întâi ca să-ți faci planuri, trebuie să ai grijă că ești într-o relație vie, într-o relație frumoasă cu Dumnezeu. Și atunci planurile tale vor izbuti. Al doilea aspect care vreau să-l subliniez cu privire la planurile care le fac oamenii și care e atitudinea lui Dumnezeu, este că mai există planuri pe care le fac oamenii și Dumnezeu le îngăduie.
Nu că Dumnezeu este de acord cu aceste planuri, dar la insistență, da? La sâcâitul omului, Dumnezeu spune, bine, îți permit, accept, numai că o să vezi ce o să iasă din asta. Și vreau să aduc un exemplu din Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la ceea ce am spus mai sus. Vă aduceți aminte de un om cu numele, cu numele Balaam, un proroc. A venit o delegație de la Balac la acest bărbat și au venit cu cadouri, au venit cu o propunere ca acesta să vină și să blesteme pe poporul Israel. Și vă aduceți aminte cum i-a răspuns Balaam. Ce cuvinte a spus Balaam acestor oameni care au venit la el, ca musafir? Stați să mă duc să întreb pe Dumnezeu dacă Dumnezeu îmi permite sau nu. Așa o întrebare pentru voi, dragi tineri. Este nevoie ca să-L mai întreb pe Dumnezeu sau e nevoie ca să faci înaintea Domnului așa o rugăciune? Doamne, uite, descoperi voia Ta. Să mă duc cu aceștia să-i blestem pe poporul Israel sau nu. Ați făcut așa gen de rugăciuni înaintea Domnului. E logic, da? Niciodată. E clar că nu e voia lui Dumnezeu ca noi să ne ducem să blestemăm pe cineva. De potrivă, voia lui Dumnezeu care este? Noi suntem chemați la ce, dragi? Ca să binecuvântăm, da? Deci, dacă vrăjmașul tău se ridică împotriva ta, noi trebuie să-l binecuvântăm. Asta este chemarea noastră. Și uitați-vă că, în mod repetat, au venit acești soli și ce-au făcut Balaam? Totuși s-a adus. Și iată, vă aduceți aminte acea experiență care a avut el pe drum și ce era să se întâmple cu el și spune Domnul așa, uite, măgărița ta a vrut să te abată de pe calea care mergeai, pentru că calea pe care mergeai tu duce la pieire. Dragi tineri, cât e de important să nu sâcâim pe Dumnezeu. Dacă ne-am întocmit un plan și Dumnezeu tace sau Dumnezeu este împotrivă, El știe mai bine. Știți, noi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu nu doar pentru rugăciune care El le ascultă, dar și pentru rugăciune care El nu le ascultă. Știți din ce cauză? Iată, Apostolul Pavel este un exemplu în privința aceasta. El spune așa un lucru. Că uitați-vă, eu m-am rugat Domnului de 3 ori ca El să scoată țipușul din coaste. Și ce-a spus Domnul? Domnul spune așa, că harul meu ți este de ajuns. E acest țipuș în coaste a fost pentru ce? Pentru Pavel. Cu ce scop a fost spus? Ca El să nu se mândrească. Deci a fost spre beneficiul Lui. Deci Dumnezeu a avut un plan cu El. Și Dumnezeu a lăsat această slăbiciune în viața Lui ca El să nu se mândrească. Pentru că noi de multe ori suntem tentați ca să ne mândrim. Dragi tine, cât e de important să nu să creim pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu spune nu, înseamnă că noi nu trebuie să spunem, Doamne, eu doresc lucrul acesta. Eu consider că El este ceva bun, că El este ceva deosebit. Dragi tine, Dumnezeu știe mai bine decât noi ce este bine și ce este rău pentru noi. Ce va aduce daune și lucrurile care vor aduce niște beneficii în viața noastră. De aceea Dumnezeu să ne binecuvânteze în privința aceasta. Da. Dragi tineri, Domnul să ne binecuvânteze pe noi să întocmim doar planuri care sunt după voia lui Dumnezeu. Amin.